Un tânăr arhitect cu studii la Viena a creat o structură cum rar vezi în România. Ba chiar Europa se minunează în fața unei asemenea creații. Este vorba despre o instalație cu formă organică și design futurist, care a devenit instantaneu un punct de atracție în Timișoara. Practic, este o bancă, dar cu un aspect inedit, pentru că îmbină arhitectura cu programarea. De câteva zile, vestea că o structură cu un design inedit a apărut în Piața Unirii din Timișoara s-a răspândit rapid pe rețelele de socializare. Banca imposibil de descris și încadrat într-o formă anume a apărut în tot mai multe fotografii. Banca cu design parametric atrage toate privirile în Piața Unirii și este mai mereu plină de turiști care vin aici pentru un selfie. Hello, cheese! Întâmplător îl cunosc pe cel care a proiectat și mă bucur că a realizat așa ceva. Pentru noi e o zi deosebită astăzi, aniversarea 6 ani de căsătorie și am ieșit la o plimbare cu iubita mea soție. Și v-ați gândit să imortalizați momentul pe banca asta specială de aici? Exact, tocmai ce am văzut-o zilele trecute pe un site și am zis să facem și noi o poză. Structura de design parametric lungă de 6 metri este creația lui Octavian Proștean, un arhitect talentat cu studii la Viena. Stăm pe un proiect, o bancă aș putea să-i spun, dar poate puțin mai mult decât o bancă aparținând curentului parametric în arhitectură. Acest tip de design este unul relativ nou în arhitectură și a apărut după o fuziune cu programarea, ceea ce ajută la dezvoltarea unor geometrii noi. De fapt, înseamnă o arhitectură a algoritmilor și a parametrilor și a designului computațional care este implementat în arhitectură. Cum aș putea spune când IT-ul și coding-ul se întâlnește cu arhitectura? Producția a durat mai bine de 4 luni, iar prețul pentru fabricarea unei astfel de structuri depășește 20.000 de euro.